Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este ora 17, am venit cu audiența generală. De astăzi suntem în campanie electorală, așa că la emisiunea noastră nu veți mai urmări în foarte scurt timp decât dezbaterile și prezentările electorale. Așa cum v-am obișnuit până acum în campaniile electorale, vor veni candidații, vor veni cei care vă vor cere votul de acum înainte să își prezinte programele electorale și mai ales dorințele lor după data de 5 iunie. Vom începe toate aceste emisiuni începând cu data de luni. Așadar, de luni, începând cu ora 17, audiența generală se transformă în emisiune electorală, așa că rămâneți alături de noi începând de luni să vedem ce spun candidații. Până atunci, doamnelor și domnilor, iată, venim cu un eveniment important, un eveniment care are loc la sfârșitul săptămânii, un eveniment care vă propune să ieșiți în aer liber, să ieșiți la mișcare și, cel mai important, să fiți alături de cei care circulă pe două roți. Bicicliștii sunt cei care în repetate rânduri au cerut piste de biciclete, au cerut locuri unde să-și lase bicicletele și, foarte important, au cerut locuri de promenadă. Dacă s-a întâmplat sau dacă nu s-a întâmplat, vom afla în emisiunea de astăzi. Alături de mine este inițiatorul acestui marș al bicicliștilor, colegul meu, Andrei Ando. Bună ziua, Andrei, și bine ai venit la emisiune. Bună ziua, Vasile, îți mulțumesc frumos că ne dai ocazia să vorbim despre noul marș al bicicliștilor, despre un eveniment care are loc sâmbătă, în 7 adică mâine, mai. Adică mâine. Mâine, în 7 mai, de la ora 11, cu plecare din fața Palatului Administrativ din Arad. Dar dacă îmi permiți, că așa o scurtă divagație, pentru că, de adevărat, suntem în campanie electorală și aș vrea și eu să fac o scurtă precizare apropo de faptul că VSTV Regional este singura televiziune din Arad care intră în această campanie electorală, așa să fac precizarea că mi se pare revoltător, mi se pare absolut scandalos faptul că legislativul, legiuitorul a ordonat, a stipulat ca televiziunile private din România, deci nu doar televiziunea publică, televiziunile private din România să fie obligate să transmită gratuit prezentările candidaților, dezbaterile, să pună la dispoziția lor echipe care să le realizeze știri electorale, să le difuzeze spoturile electorale pe gratis. Iată, deja aici este o discriminare între cetățeanul comun, dacă vrei, nu aș vrea să-i spun simplu cetățean, că parcă nu sună bine, cetățeanul obișnuit și politicianul sau aspirantul, independentul care aspiră să facă pasul în administrație și care deja se pune pe un soclu, pe un piedestal, se distanțează față de omul simplu. El are drepturi suplimentare, pentru că nu e așa, el se activează politic. Omul simplu nu are decât să plătească atunci când are o problemă. Asta este un aspect. Un al doilea aspect este că o astfel de ingerință a Parlamentului asupra activității și încasărilor și gestionării problemelor interne a unor firme private mi se pare nu numai neproductivă, dar mi se pare revoltătoare, mi se pare scandaloasă. Trebuie să precizăm că televiziunile au avut opțiunea să aleagă între a intra în campanie electorală sau nu a intra. Adică a face aceste prezentări, a le arăta telespectatorilor lor cine sunt candidații, cine sunt oamenii care vin să le ceară votul și a nu prezenta. Iată, aceasta este premiza. E adevărat ce spui tu, se potrivește în Coreea de Nord. Probabil că unii sunt încă cu reminiscențe comuniste, având în vedere că vin la o firmă privată și solicită, adică nu că solicită, obligă prin lege, doar pentru că ei sunt la butoane să se întâmple acest lucru. Deci, Vasile, o persoană pe care o respect foarte mult îmi spunea că România nu a încetat să trăiască în comunism și că are în continuare reflexe comuniste. Intervenția statului în problemele unor firme private, așa cum sunt televiziunile, este o reminiscență comunistă. Faptul că suntem obligați să facem așa cum decide marele parlament, marele legislativ, noi, cei care trăim din încasările din publicitate și exclusiv din încasările din publicitate, mi se pare o măsură negândită, mi se pare, dacă vrei, chiar un atentat la buna funcționare a presei în general. Și aici, sigur că discuția se poate diversifica, se poate dezvolta, dar felul în care statul român susține că ajută presa liberă și că încurajează presa independentă și independența presei. Serios? Cum? Există vreo 15 organisme colective de drepturi de autor,
care vin toate și cer bani în numele unei legi prost făcute de Parlamentul României și căpușează televiziunile și posturile de radio. În momentul în care dorești să preiei din materiale din Arhiva TVR sau materiale din Arhiva Sahia Film, trebuie să plătești sume halucinante la nivelul a sutelor de euro pe minut de material de arhivă, deși acele materiale au fost făcute în perioada comunistă, pe banii tuturor oamenilor, ai părinților tăi, ai părinților mei, pe contribuția întregului stat român. Dacă vrei să difuzezi un film care tot așa a fost contribuția cetățenilor acestei țări, trebuie să plătești mii de euro sau uneori zeci de mii de euro pentru casele de producție care au preluat, nu se știe cum, dreptul de difuzare și de comercializare al acestor filme. Insist, făcute pe banii cetățenilor români, făcute în România, prin muncă patriotică, în fabricile și uzinele noastre s-a făcut recuzita pe militari, îi scotea să joace gratuit în film, lor le dă cineva o cotă parte din încasările acestea? Nu le dă nimeni, nu interesează pe nimeni. Dar statul român a creat niște mecanisme care condiționează instituțiile private, cum sunt și instituțiile media, să percuteze la niște comenzi absurde. Ori mi se pare sub demnitatea unui stat modern, sub demnitatea unui stat democratic, să manipuleze, să manevreze în așa fel instituțiile de presă. Se întâmplă și iată, suntem în anul 2016 când politicienii își încordă mușchii la televiziuni. Asta putem spune. Eu n-am înțeles dacă tot suntem într-o țară în care drepturile sunt unele și aceleași pentru toți, de ce parlamentarii nu au votat, spre exemplu, în aceeași lege ca această campanie electorală să fie difuzată gratuit la ziare, pentru că ne uităm în ograda televiziunilor. N-au făcut pentru că mulți dintre ei dețin astfel de ziare și nu ar fi vrut să suporte ei. E foarte clar. Avem o televiziune publică cu mai multe canale. TVR 1, TVR 2, TVR HD, TVR Internațional. Nu aveau decât să stipuleze în lege că televiziunea publică este obligată să-și pună la dispoziție serviciile candidaților care își doresc să intre în campanie electorală. Televiziunea publică, nu o televiziune privată. Nu poate veni statul român, știi cum e asta? E, ca să fim foarte concreți, da? Decide Parlamentul că de acum cei care candidează la primărie sau la Consiliul Județean au dreptul să primească înghețată gratuită de la gelateria din colț. Pentru că ei candidează. Sau ei au dreptul să primească pâine. Sau ei au dreptul să se ducă la supermarket sau la hipermarket și să-și umple coșul și să nu plătească. Pentru că ei candidează la primărie. Sau ei, nu știu, au dreptul să-și ia câte o mașină din reprezentanță, pentru că ei candidează la primărie. E, mi se pare imoral să punem problemele în acest fel, să se pună problemele în acest fel. Și exact asta se întâmplă acum. Repet, Coreea de Nord ar fi mândră, s-ar putea inspira, nu? S-ar putea inspira din legislația noastră. La parlamentari care au venit cu astfel de lege. Dar aș vrea să-i lăsăm puțin pe parlamentari. Să lăsăm cezarului ce al cezarului, nu? Să-i lăsăm puțin pe parlamentarii deoparte, parlamentari care, iată, au ajuns în Parlament prin votul nostru, a fost un vot uninominal, românul a avut posibilitatea... De parcă ai fi avut vreo variantă să nu-i alegi, românul, știi? A avut posibilitatea să-l trimită nominal pe candidat și iată, se și vede lucrul ăsta. Poate că revenirea la liste va mai echilibra puțin situația, nu știu, deși... Îți reamintesc, Vasile, că s-a trecut de la liste la uninominal, spunând că partidele politice ascund oameni fără valoare pe listele electorale, că primul, locomotiva care trage lista după el, este o figură de forță. Dar măcar avea șansa să intre în Parlament. Iar ceilalți sunt niște șmecherași politruci care și-au cumpărat locul, care, nu știu, au o notorietate, dar sunt oameni dubioși. Și ni s-a spus că votul uninominal va asana moral și profesional Parlamentul României. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Astăzi vedem că ni se spune, domne, a fost o pacoste votul uninominal, trebuie să trecem din nou la votul pe liste. Dar culmea este că aceiași oameni care spuneau că votul pe liste nu e bun, acum vin și spun votul pe liste e foarte bun. Unde e consecvența?
Aș vrea să discutăm de consecvențe în minutele care urmează, să lăsăm pe parlamentari cu ale lor. Ne-au făcut suficiente probleme și cred că e ultimul lucru despre care mai vreau să discutăm, că nu interesează economia României, nu interesează de modul în care merge industria din țara asta, nu interesează de faptul că noi astăzi cumpărăm, spre exemplu, produse din străinătate și nu le cumpărăm pe cele din România, deși cele din România sunt mai bune, în numele unei legi idiote care spune că trebuie să îi lăsăm și pe străini să vină să vândă în țara noastră, pentru că noi așa suntem în Uniunea Europeană, dar noi când mergem să vindem la ei suntem scoși afară de la orice licitație și dați afară, bătuți cu mătura, că am îndrăznit să mergem să depunem o ofertă. Nu aș vrea să discut despre faptul că, iată, lângă Varșovia, Daimler deschide o fabrică în care investește 500 de milioane de euro și oferă câteva mii de locuri de muncă, investiție care după sine mai atrage alte investiții de încă 500 de milioane de euro. Deci, iată, 1 miliard de euro atras de Varșovia și totul făcut prin faptul că guvernul polonez a reușit să ofere ajutoare de stat companiei Daimler, adică le-a oferit anumite reduceri în așa fel încât să vină să facă investiția. La noi nu se poate face asta. Dacă se dau ajutoare de stat, se dau pentru companii străine care după ce și-au consumat banii primiți de la statul român, se împachetează și pleacă. Iată, am avut un exemplu într-o anumită regiune a țării unde firma, în momentul în care și-a consumat banii primiți de la statul român, a plecat, a lăsat un parc industrial gol. Se poate. Dar nu aș vrea să discutăm încă o dată despre acești oameni care nu se gândesc decât la propriile buzunare și mai puțin la bunul colectiv, pentru că asta înțeleg eu din ceea ce văd, este o părere proprie și personală. Aș vrea să discutăm despre consecvență în oferirea unui spațiu corect și civilizat bicicliștilor. Deci am și plecat cu discuția. Știu că ai fost implicat în marșul bicicliștilor. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile chiar te-am fotografiat ridicând o bicicletă deasupra capului. Ai insistat ca lumea să iasă la plimbare cu bicicleta, un marș al bicicliștilor, în semn de protest, practic, față de ceea ce făcea administrația, faptul că nu existau piste de biciclete. Nu numai că nu existau piste de biciclete, Vasile, dar nu exista nici măcar intenția de a se face piste de biciclete. E adevărat, am fost atunci un grup de persoane care am inițiat marșul bicicliștilor și mișcarea se numea Dața Radului Piste de Biciclete. Între timp, pistele de biciclete au apărut, în unele locuri sunt corespunzătoare, în altele locuri nu sunt corespunzătoare. E loc de mult mai bine, ele probabil că vor fi corectate, în orice caz trebuie corectate în perioada următoare, acolo unde am sesizat că reprezintă chiar un pericol pentru participanții la trafic, dar în același timp noi am pledat atunci pentru rastel de biciclete lângă instituțiile publice, au apărut și asta ne bucură. Am pledat atunci pentru dotarea poliției locale cu biciclete și poliția locală a fost dotată cu biciclete. Iată așadar că a existat un ecou la această acțiune civică. Acum vrem să mergem mai departe și vrem să atragem atenția asupra faptului că dacă aceste piste există, ele trebuie să fie respectate de participanții la trafic, ele trebuie să fie respectate de conducătorii auto. Dar pot fi respectate? Unele dintre ele, așa cum spuneai, chiar sunt un pericol pentru bicicliști. Păi sunt un pericol pentru bicicliști pentru că nu există respect din partea șoferilor, Vasile. De asta sunt un pericol pentru bicicliști. Pentru că șoferii parchează pe aceste piste, șoferii circulă pe aceste piste, pe ei nu interesează. Ei sunt regele șoselelor sau regii șoselelor și își permit orice, în orice condiții. Chiar vorbeam cu o doamnă care lucrează la noi în companie și răspunde de protecția muncii. E bine, ar trebui făcut un instructaj de protecția muncii și pentru bicicliștii care circulă pe pistele de biciclete, dar și pentru conducătorii auto care nu țin cont de existența acestor piste. Îmi spunea doamna că soțul ei era să fie măturat de o conducătoare auto care a ignorat faptul că circulă pe pista de biciclete și
s-a băgat, că ea conducea vehiculul mai mare, da? Deci trebuie să se ferească cel mai mic. Sunt situații regretabile, sunt situații care trebuie corectate atât în comportamentul oamenilor care conduc mașini, dar sigur cât și în ceea ce privește, eu știu, securizarea acestor piste. Da. Ați început de la zero, cum se spune. Ați fost acel grup de inițiativă care ați cerut să se redea Aradul bicicliștilor. Există premizele ca bicicliștii să poată circula într-o securitate neapărat absolută, dar mult mai mare față de ceea ce există astăzi. Ce ar trebui făcut? Ce veți cere în cadrul marșului pe care îl veți face mâine? Înainte de toate, cerem respect față de bicicliști în trafic. Dacă există premizele ca acești bicicliști să poată circula într-o siguranță mai mare, da, sunt porțiuni în Arad unde premizele chiar există. Eu locuiesc în cartierul Poltura, unde pistele sunt ireproșabile. Pe bulevardul Titulescu am văzut, pista este ireproșabilă. Pe toată calea Aurel Vlaic, unde pista a fost marcată pe trotuarul lat, se poate circula fără niciun fel de probleme. Probleme sunt, și mă uit acolo la tabloul din spatele tău, probleme sunt arterele intens circulate, unde trotuarul nu a permis amenajarea pistei acolo. E o chestiune care ține până la urmă de după părerea mea, de obișnuință. Șoferii să se obișnuiască cu bicicliștii, bicicliștii să se obișnuiască cu șoferii. Să știi că piste de genul acestora, cum au fost marcate la Arad, există și la Budapesta, există și în Riga, există în foarte multe locuri din Europa. Problema nu este neapărat a pistelor, problema este a celor care se grăbesc, nu au răbdare, nu au toleranță, nu au educație, care pur și simplu au impresia că lor li se cuvine orice. E orașul lor, e strada lor, e mașina lor, ei se pot băga. M-a întrebat dacă există garanția securității în trafic. Păi nu există nici între mașinile care rulează ele între ele pe șosea. Ai văzut cum se bagă șoferii unul în fața celuilalt? Dar de acolo nu rezultă accidente atât de... Rezultă accidente mult mai frecvente decât cele în care sunt implicați bicicliști. Dacă avem curiozitatea să ne uităm pe site-uri și dacă nu avem, oricum vedem că suntem bombardați pe Facebook cu informații, vedem că sunt zilnic câteva accidente grave de circulație în care, atenție, nu sunt implicați bicicliști, în care sunt implicați conducători auto. Mor oamenii cu zile pe șosele pentru că nu există această toleranță, acest respect față de celălalt. Noi pentru asta pledăm, de această dată, din perspectiva biciclistului. Bun. Pe câți oameni mizați și mai ales care va fi traseul acestui marș? Mi se pare foarte interesant un marș care să plece din fața primăriei. Veți striga în fața primăriei? Veți cere... Dacă vom huidui? Se poate, iată. Posibil. E la modă. E la posibil modă. Să vină și oameni care vor huidui, posibil să vină și oameni care se vor bucura că au prilejul să fie împreună. Trebuie să spunem că mâine este și Cupa Aradului la ciclism, după marșul bicicliștilor. Noi mizăm pe faptul că reușim să atragem și câțiva oameni de la Cupa Aradului să vină ceva mai devreme și apoi să rămână în continuare la Cupa Aradului la ciclism. Acum, e o coincidență frumoasă, spun eu. Marșul se suprapune cu un meci important pe care echipa de fotbal UTA îl joacă cu Baia Mare, dacă nu mă înșel. Și e un meci important pentru Arad, e un meci important pentru UTA. Noi când am stabilit ziua și ora marșului bicicliștilor, nu am ținut cont de meciul acesta, nici nu știam că se va juca. Dar... noi mizăm pe cei care nu sunt microbiști, mizăm pe cei care nu sunt susținători și participanți în campanie electorală, susținători a unor candidați în campanie electorală, pentru că ei se vor duce la meci. O să vezi, mâine va fi plin Facebook-ul de poze cu oameni care susțin echipa Faniona Aradului, pe care până acum n-au prea dat ei multe parale, dar e foarte interesant să-i vezi așa, știi, să le urmărești timeline-ul, să vezi în postările lor, din cronologie,
Cum au început să apară ei pe la meciuri, pe la fotbal, pe la basket? Cât au devenit de interesați de fenomenul acesta sportiv al Aradului? Unii dintre ei, atenție, afirmau până de unăs că această UTA nu este adevărata UTA și refuzau să meargă la meciurile ei. Da, acum sunt în campanie electorală și așa dă bine să se pozeze cu fularul alb roșu la gât. Dar ei sunt microbiști și le dăm microbiștilor posibilitatea să vadă acest meci important pe care și eu l-aș fi urmărit dacă nu organizam marșul bicicliștilor. Noi mizăm pe bicicliștii care nu neapărat au acest microb, bacilul fotbalului în sânge, și mizăm pe câteva sute de participanți. Nu cred că vom ajunge la câteva mii, niciodată. Vârstele? Vârsta de participare? Păi câți ani are David, Vasile? Băiețelul tău cel mai mic. 6 ani. De la 6 ani atunci până la, din păcate, Moș Ion Gheorghe nu mai e printre noi, că dacă ar fi printre noi, atunci ar fi fost undeva la vreo 80 și ceva de ani. Da. Noi alergăm cu folos mâine. Voi alergați cu folos la Bratislava. Alergăm la Bratislava cu folos pentru persoanele care nu pot să alerge, alergăm noi pentru ei și donăm tot ce se câștigă, donăm în numele acestor oameni. Deci, Vasile, noi mizăm și pe oameni, auzi? Oameni sunt și ei, pe copiii foarte mici, pentru că viitorul este al lor, Aradul pentru care noi pledăm, muncim și ne implicăm, este Aradul în care ei vor ajunge să trăiască și de care ei vor ajunge să beneficieze. Eu sunt sigur că peste 5 ani de zile, de pildă, pistele de biciclete de astăzi nu vor mai arăta cum arată astăzi, ci mult mai bine. Greșelile făcute acolo unde e cazul vor fi corectate. Acum 5 ani nu puteam să ne gândim. Nici nu se discuta despre pistele exact, de biciclete. Nu puteam să ne gândim că așa ceva va exista în Arad. Uite, a existat ca urmare a demersului nostru și eu cred că trebuie să continuăm acest demers, să atragem atenția tuturor asupra faptului că cicliștii există în trafic și că Aradul, un oraș al bicicliștilor, trebuie să redevină ceea ce a fost. Noi am pledat la începuturi nu numai pentru piste de agrement, ci am pledat ca zona industrială a Aradului, zonele industriale ale Aradului, să fie legate de centrul Aradului prin această rețea de și piste de biciclete. Și sunt legate? Da. Sunt legate, cel puțin zona industrială înspre Nădlac este legată prin pista de biciclete, o pistă care e între șosea și fabrici, la vreo 10 metri de șosea și la vreo 30 de metri de fabrici. În siguranță deplină se poate circula acolo. După părerea mea, ceea ce s-a reușit în Gai, în Poltura și pe Bulevardul Titulescu și în zona industrială este un exemplu de cum trebuie să arate aceste piste de biciclete. Da. Există perspectiva ca numărul pistelor de biciclete să crească în perioada următoare? Veți cere asta autorităților? Hai să spun ce vom cere autorităților. Înainte de toate le cerem autorităților să înceapă o campanie susținută pentru punerea în valoare a pistelor existente și pentru a asigura siguranța circulației pe pistele existente. Nu în ultimul rând, pentru a corecta greșelile acolo unde este cazul și ne dorim de asemenea ca Aradul să aibă puncte de închiriere a bicicletelor, să te poți deplasa în Arad cu bicicletele, închiriate de la primărie sau nu știu care va fi serviciul care se va ocupa de lucrul acesta. Ne dorim să existe mult mai multă mișcare pe biciclete. Există în Arad. Multe orașe, la Cluj, la Timișoara, există astfel de biciclete. Va exista și eu sunt sigur că vor exista și la Arad. Vor exista stații de închiriere, vor exista biciclete care vor putea fi închiriate. Noi ne dorim să existe cât mai repede și pentru ca noi toți să ne putem bucura de ele să ne fie folositoare. E absolut necesar ca acolo unde se constată probleme în legătură cu pistele de biciclete, ele să fie corectate. Da, vom discuta puțin mai târziu despre ceea ce înseamnă ciclismul astăzi, despre ceea ce înseamnă mersul pe două roți, având în vedere că foarte multe magazine deja s-au împânzit, vedem câți oameni și-au cumpărat biciclete și mai ales cum tratează statul român bicicliștii în condițiile în care Federația Română de Ciclism a dispărut. Am aflat zilele trecute această veste destul de tristă. O federație care ar fi trebuit să încurajeze mersul cu bicicletă. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!
Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, mâine avem un eveniment important, Marșul Bicicliștilor, un nou marș al bicicliștilor într-un oraș care a încercat să construiască niște piste de biciclete, nu a reușit administrația să le facă pe placul tuturor, nu au reușit să le facă, sau în anumite zone sunt total nereușite aceste piste de biciclete, însă, iată, totuși există premizele să putem circula pe două roți și într-un oraș sufocat de mașini. Alături de mine este în continuare colegul meu, Andrei Ando, inițiatorul Marșului Bicicliștilor, unul dintre inițiatorii primului marș al bicicliștilor, atunci când pentru prima dată s-au ridicat bicicletele deasupra capului și s-au cerut piste pentru bicicliști. Iată, avem acum, avem câteva piste, repet, nu toate sunt perfecte, unele chiar suferă grav, dar, așa cum ați aflat în prima parte a emisiunii, ele pot fi corectate. Însă ne uităm spre viitor, nu spre trecut, în speranța că aceste biciclete, într-adevăr, vor putea circula prin Arad, bicicliștii vor putea circula în siguranță, iar aceste piste de bicicletă vor fi corespunzătoare, iar bicicliștii să primească respectul cuvenit în trafic. Discutăm despre toate aceste aspecte. Așa cum spuneam mai devreme, iată, avem aceste piste de biciclete, unele cel puțin pe malul Mureșului, la Arad avem acest mal al Mureșului împânzit de piste de biciclete, este absolut superb să mergi seara cu bicicleta la o plimbare pe malul Mureșului, cred că asta dă și o altfel de... Bun, sunt și zone în care ți-e teamă să te duci la plimbare cu bicicleta pe malul Mureșului, sunt zone... Eu nu aș recomanda nimănui să meargă pe strada Mărului, spre exemplu, o stradă care... Nu este pistă de biciclete pe strada Mărului. Există, mă rog, există... pista de biciclete a fost transformată în șosea pentru căruțe, mașinile celor care stau acolo. Bun. Și cei care nu știu despre ce vorbim, există o zonă în apropierea Aradului, chiar în municipiul Arad, pe malul Mureșului, o zonă superbă de altfel. Rezidențială. Unde sunt în jur de 7 sau 800 de persoane venite din toate colțurile țării, care și-au făcut tot felul de construcții ilegale, colibe, căsuțe, adică toți oamenii care n-au găsit niciun rost în țara asta, iată, și-au găsit aici, repet, între 600 și 800 de oameni trăiesc acolo la limita sărăciei, ei năvălesc pe unde pot, ei caută în gunoaie, dar iată, acolo este locul lor, de aceea spuneam că acolo, într-adevăr, este o zonă în care e destul de greu de circulat. Vasile, din fericire, nu chiar toți oamenii care n-au avut niciun rost în, nu și-au găsit un rost în viață, au venit la Arad. Iar pe de altă parte, trebuie să remarcăm că nu au venit la Arad numai oameni de genul ăsta ca să caute printre gunoaie și să provoace gunoaie, să scormonească printre gunoaie. Au venit oameni și de condiție mai bună, care de la descinderea lor în Arad au... împânzit de mizerie spațiul public. Dar asta este o altă poveste și sigur că fiecare cu nivelul său de educație și de cultură, nu putem fi toți, să spunem, la același nivel, ne desparte o lume, probabil. Revenind la ce spuneai tu, vezi, uite, tocmai de asta e nevoie de educație, Vasile, pentru ca oamenii să nu-și parcheze mașinile pe pista de biciclete, să nu obtureze pista de biciclete, să nu circule cu căruțele pe acolo în zonele periferice ale Aradului. Dar eu cred că a fost nevoie de piste de biciclete și acolo, pentru că, până la urmă, Aradul este o casă bună și pentru cei care stau la periferie și pentru cei care sunt mai săraci și locuiesc în case de chirpici și pentru cei care... Paradoxul este că cei care întâmplător au construcții legale în acea zonă plătesc impozite la fel ca și cei din centru. Păi ai spus că e o zonă bună. E pe malul Mureșului. Ce să spun acum? Nu sunt primarul Aradului, nu sunt consilier local. Probabil că domnii consilieri, viitorul primar, actualul primar, cine va conduce Aradul, vor vedea dacă există o soluție sau nu există o soluție. Nu mă privește lucrul acesta. Ceea ce cred eu că trebuie accentuat este că aceste piste de biciclete
li se cuvin și celor din centrul orașului, li se cuvin și celor din cartierele bune ale Aradului, dar li se cuvin și celor care locuiesc la periferie. Cei înspre care ne uităm uneori cu superioritate și cărora, nu știu, ne adresăm cu condescendență, cărora uneori le arătăm obrazul sau cu care nu ne face plăcere să ne afișăm. Sunt cetățeni ai Aradului, sunt oameni de lângă noi și eu cred că așa cum are dreptul să vină cu bicicleta înspre centrul orașului cineva care locuiește în Grădiște sau în Vlaicu, are dreptul să vină și cineva din capătul străzii Hunedoarei sau din capătul cartierului Alfa, din zona poate mai puțin avută a Aradului. Da, eu aș vrea să discutăm despre viitor și mai ales despre ceea ce veți solicita voi mâine în cadrul marșului. Iată, într-adevăr, avem aceste piste de biciclete. Vă propuneți să cereți administrației locale să mai facă și alte piste de biciclete? Vă propuneți să construiască și alte lucruri? Am înțeles, rastelele există. Am înțeles că există această solicitare să se aducă biciclete de închiriat. Care ar fi alte solicitări pe care le aveți? Siguranța în trafic este ceea ce ne preocupă în primul rând. Tocmai de asta poliția locală vine partener alături de noi în evenimentul de mâine. Vom avea antemergători de la poliția locală. Sper că pe biciclete. Vom avea oameni care vor flanca această coloană și vom avea oameni care vor închide coloana de la poliția locală. Sigur că e foarte important ca primăria să extindă rețelele de piste de biciclete, ca primăria să se asigure că ele sunt bine făcute și sunt făcute acolo unde trebuie. E foarte important să existe acest grad de civilizație până la urmă și din partea administrației locale de a accepta că există porțiuni perfectibile, dar și din partea opiniei publice de a respecta toți participanții la trafic. Dacă ne uităm, uite, iar mă uit pe tabloul acela din spatele tău, dacă ne uităm, vedem că oamenii parchează care cum poate. În fața noastră, în fața sediului televiziunii noastre, lângă SIF Banat Crișana, ieri am văzut o mașină cât un vapor, care a parcat cu avariile puse pe trecerea de pietoni, pe pista de biciclete și tot îi mai ieșa vreo jumătate de metru, un metru, spatele mașinii și pe o bandă de circulație. Asta ține, cred că, de aplicarea acelui regulament, de aplicarea legii de către poliția rutieră. Poliția rutieră nu poate să meargă peste tot. Sunt câteva, și ei sunt puțini la număr, nu pot să meargă în cartiere, nu pot să meargă în zonele centrale, să fie omniprezenți în toate Eu zonele. Eu sunt de acord cu tine, dragă Vasile, dar i-ai văzut-o pe polițiștii de la rutieră dând amenzi pentru parcările aiurea? Îi vezi pe cei de la poliția locală sau Recon sau nu știu cine sunt cei care dau amenzi pentru cei care nu au tichete de parcare. Dar îți dau un exemplu. E un mare centru comercial între gară și autogară. Acolo există câteva indicatoare care interzic staționarea chiar. E plin de mașini în jurul înaintea și după acele indicatoare. După indicatoare e mai grav, înaintea lor e permis. Nimeni nu ia nicio măsură. Ori te asigur că dacă o săptămână un agent de circulație ar da amenzi acolo în fiecare zi, s-ar respecta legea. Vedem mașinile parcate în fața primăriei, între primărie și Banca Națională, să spunem, da? S-a dat vreo amendă? Nu s-a dat nici măcar o amendă. Ori dacă ai pune acolo un polițist de la circulație și el ar da timp de o săptămână amenzi și ar face și ei, băieții, norma de amenzi, ar fi și Aradul un pic mai respirabil. Deci eu cred că autoritățile locale sunt culpabile, au partea lor de vină de foarte multe ori. Dar nu trebuie să ne uităm numai înspre autoritățile locale. Hai să ne uităm și spre celelalte instituții, hai să ne uităm și înspre noi înșine, care parcăm mașina pe trotuar, care îl claxonăm pe biciclist, că cine se crede el să meargă pe șoseaua noastră, care ne lăsăm mașina parcată aiurea pentru că nouă ni se cuvine. Dar și atunci, ce pot să facă bicicliștii în acest caz? Pentru că la urma, să-și pună viața totul, în pericol. La urma urmei, totul se răsfrânge asupra simplului om care a cumpărat și el o bicicletă așa cum a putut, fiind mai ieftină, mai ecologică. Ai fi surprins să vezi că o bicicletă la 2.000-3.000 de lei, 4.000 de lei, nu e chiar atât de ieftină. Eu prefer să o cumpăr cea din piață, care o iau la 800 de lei și
cred că are viață lungă, nu știu, poate... Da, tu ești liber să crezi asta, Vasile, dar nu are viață lungă, din păcate. Da, eu rămân la părerea mea vis-a-vis de biciclete, mai bine alerg decât să mergem cu bicicleta, da, dar, asta este un alt punct de vedere. Aș vrea să vedem ce are de făcut în situația de față biciclistul, simplu om care... Săracul se vede și el năvălit de șoferii și de autorități, de instituții care i-au cam lăsat baltă. Biciclistul nu are foarte multe alternative. Fie încalcă legea și merge pe trotuar, acolo unde nu ar avea voie să meargă, fie își pune viața în pericol și iese pe mijlocul șoselei. De cele mai multe ori sunt astfel de situații, le vedem, auzim claxoanele șoferilor, vedem că se ceartă între ei. Din fericire, numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați bicicliști este în scădere, este foarte mic. Sigur că ne doare orice incident, ne doare orice eveniment de acest gen, dar... Eu sper că acțiunile acestea repetate în care noi ieșim în stradă și în care le cerem oamenilor respectul cuvenit față de toți participanții în trafic vor avea rezultate. Mie mi-ar plăcea să văd, să știi, Vasile, și oameni care, polițiști care dau amenzi, polițiști locali care dau amenzi, oameni care insistă pentru respectarea regulilor de circulație. Mi-ar plăcea să trăim într-un oraș în care se claxonează mai puțin și se acordă prioritate mult mai mult. Nu cred că se va întâmpla asta vreodată în România. După ce trecem granița, să respectăm. Atunci ne oprim. Cel mai amuzant este, eu am casă imediat cum trece granița și în Bătania, da. În Bătania și de foarte multe ori la sfârșit de săptămână mai am de lucru în fața casei. Ce îmi place foarte mult, văd mașini cu numere de România, cum verifică centura din spate a copiilor, cum verifică centura pasagerilor de pe bancheta din spate. În România nici nu le pasă. Am văzut copii pe bancheta din față, copii între scaunele din față de la mașină. Pur și simplu lipsă totală de respect. Nu-și pun problema că acel copil, când pui o frână, dă cu capul de parbriz. Când trec în Ungaria, în schimb... Lucrurile se schimbă, da. Ce putem face când vom face un marș al normalității? Când vom fi la a doua, a treia generație, Vasile, cred, de oameni cărora li se inoculează picătură cu picătură normalitatea, atunci lucrurile vor începe să se schimbe și la noi. Mă întreb însă dacă într-adevăr se va întâmpla asta, dacă se inoculează așa în stropi mari și grăsuți normalitatea în capul tinerilor noștri și în conștiința tinerilor noștri. Vedem că pe rețelele sociale oamenii sunt mai degrabă răutăcioși, acestea reprezintă o platformă a urii și nu a normalității, a dezechilibrului și nu a echilibrului. Speranțele mele legate de respectul acesta pe care ni-l datorăm unul celuilalt sunt destul de scăzute și tu ai remarcat foarte bine, te duci în Ungaria și nu mai auzi pe români țipând la ștrand, te duci la noi și ai impresia că nu ești la ștrand, ci ești undeva pe holdă unde Nana Lenchiță îl strigă pe Baci Gheorghe, care e la 500 de metri de el să-i aducă clisa de sagă. Cam asta este atitudinea la noi. În Ungaria, dacă te duci la ștrand, înțelegi că n-ai voie să sari în bazin. Dacă în România n-ai voie să sari în bazin, atunci adică e un capăt de lume, adică e o catastrofă. Să sigur că da. În Ungaria trebuie să-ți lași șlafii, papucii lângă bazin, când intri în bazin și când ieși, culmea, îi găsești tot acolo. La noi e exclus. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le corectăm. Dar revenind la pistele de biciclete, eu mă bucur că ele au început să apară nu numai în municipiu, ci și la nivelul județului Arad. Aici vreau să discut acum, doar că noi avem un minus. Avem sateliți în jurul orașului, sateliți care, din păcate, nu sunt conectați la pistele de biciclete, exact pentru că, culmea, municipiul Arad nu și-a făcut acele legături cu sateliții lui. Ca și cum i-ar ignora pe acei oameni care oricum vin cu bicicletele în oraș. În jurul municipiului, eu știu, doar Vladimirescu, cred că și-a adus pista Pecica de biciclete până la Arad. Și-a adus-o până la intrarea în Arad? Nu. Nu, dar Vladimirescu și-a adus chiar până la magazinul acela care este la ieșirea din Arad și spre care se îndreaptă foarte mulți arădeni. Da, cum spuneam, sunt lucruri perfectibile și pista aceasta trebuie continuată, trebuie găsite soluțiile tehnice cele mai bune
care să-ți asigure siguranța traficului, siguranța în trafic. Aradul a fost orașul bicicliștilor, Aradul poate redeveni un oraș mai verde, un oraș care respiră verde. Nu cred că trebuie să lăsăm totul pe seama tramvaielor. Am înțeles că acum se vor reintroduce și niște linii de autobuze prin cartiere. După părerea mea, eu cred că e nevoie de încurajarea mișcării, a mersului cu bicicleta, abandonării autoturismelor, chiar a mijlocelor de transport în comun. Am avut un primar care mergea pe biciclete, Dumnezeu să-l ierte. Da, a fost, iată, el dădea acest ton. Dădea acest ton, dar câți s-au mai luat după el, Vasile? Vezi că și asta este foarte important. Era o vorbă că au pedalat doi pe bicicletă și a rămas doar unul. Exact. Bun, aș vrea să discutăm despre Federația Română de Ciclism. Iată, aflu cu tristețe zilele trecute, ascultând Radio România Actualități, un post cât se poate de onorabil, care anunța cu tristețe că această federație, din păcate, nu mai există, iar șansele ca România să ajungă în competiții de ciclism sunt practic zero. Nu am auzit această știre. E regretabil dacă într-adevăr așa și este, dar eu cred că statul român are obligația să susțină, cel puțin la nivel instituțional, aceste federații. Mai departe, ce se întâmplă pe verticală? Cred că nu trebuie să privim tot timpul înspre stat și nu trebuie să privim tot timpul înspre autorități. Eu sunt de părere că susținerea sportului, susținerea sportului de performanță, susținerea evenimentelor de cultură nu trebuie să fie exclusiv apanajul bugetului public, ci trebuie să ajungem și noi la nivelul acela de cultură, încât un agent economic să fie încurajat și să aibă interesul acest agent economic să investească în susținerea evenimentelor de masă, să înțeleagă că până la urmă îi servește și lui dacă trăiește într-un oraș mai colorat, cu un puls mai intens, cu cetățeni mai mulțumiți, iar statul, pe de altă parte, trebuie să creeze acele mecanisme prin care agentul economic să aibă și un interes financiar, să-și poată deduce sumele pe care le oferă sponsorizare. Da, pentru că discutam de sport și de ciclism, iată, avem, repet, un mal al Mureșului care oferă această perspectivă, avem un mal al Mureșului care ne poate da o șansă pentru viitorii campioni ai ciclismului. Cum vezi dezvoltarea unui astfel de sport în condițiile în care nu prea mai avem iubitori ai acestui sport care să profeseze în diverse cluburi? Că am văzut, avem echipă de fotbal, spuneai mâine avem un mare meci, avem echipe de basket, mai puțin sporturi colaterale. Vasile, eu cred că această îndrumare înspre diferite activități sportive, decantarea aceasta de la sport de masă la sport de performanță, trebuie să înceapă la nivelul școlii elementare. Școale, clase 1-4, clasele 1-4. Nu mai avem concursul școlare. Nu mai avem concursul școlare. Și mai părinții nu-și lasă copiii să meargă să facă sport. Discutam ieri la Târgul Educației cu un antrenor de atletism care îmi spunea, domnule, avem două probleme mari. Prima, părinții nu-și mai lasă copiii să alerge, nu-și mai lasă copiii să facă sport, mai ales că domnul era antrenor de suliță și aruncare cu ciocanul și îmi spunea, domnule, uitați-vă dumneavoastră în jur, fiind la târg, am văzut foarte mulți copii și mi-a spus, domnule, uitați-vă dumneavoastră pe cine ați luat de aici aruncare cu ciocanul, la înălțimea pe care o au. Toți, într-adevăr, erau foarte mici la înălțime. Trebuie să remarc și lucrul ăsta. Dom'le, asta întâlnim în fiecare zi în școlile prin care umblăm. Deci, Vasile, eu cred că o sarcină extrem de importantă au profesorii de sport și s-au făcut foarte multe lucruri rele în comunism. Dar s-au făcut și lucruri bune în comunism. Și sportul era unul dintre ele. Eu țin minte că ora de sport nu era o oră de sacrificiu, în care copiii să nu participe pentru că n-au ei chef, pentru că părinții le scot motivări. Aici vroiam să ajung. Noi ne tăram pe burtă, Vasile, la ora de sport. Noi aruncam cu mingea de oină, jucam fotbal, jucam basket, jucam handbal, jucam badminton și eram obligați, eram mobilizați.
noi tot vorbim de minte sănătoasă în corp sănătos, dar copiii noștri se atrofiază în fața calculatoarelor, în fața sau, telefonelor sau inteligente în fața, sau tabletelor. Sau în fața meditațiilor impuse de mulți sau părinți. În fața meditațiilor. Pentru că asta îmi spunea domnul antrenor ieri, că într-adevăr, copiii vin și le spun, nu mă lasă mama și tata pentru că am foarte multe meditații, am mult de învățat la școală, așadar nu pot să vin la sport. Da, Vasile, știi cum e și cu meditațiile astea? Eu cred că este o scuză la îndemână plauzibilă. Meditația am făcut și noi înainte de 1990 și atunci, dacă vrei să intri la un liceu, nu era ca acum evaluare națională. La liceul examen la care am dat eu a fost concurență de 16 pe un loc. 16 pe un loc. Astăzi nu există facultate în România, nu există școală doctorală în România unde să fie 16 pe un loc, cum era la liceu economic înainte de 1990. La liceul sanitar cred că erau și vreo 20 pe un loc. Da. Deci e o scuză facilă asta la îndemână. Pe de altă parte, același antrenor îmi spunea, domnule, avem 10 sportivi pe aceeași ramură. Spre exemplu, aruncare cu ciocanul. Federația ne acordă bani pentru 2. Se ducem la concurs. 8 trebuie să stea acasă. Ce motivație au ceilalți 8 copii să-și continue antrenamentul? Eu nu știu cum era înainte, Vasile, dar... Iată premizele unor discuții pe care le putem deschide plecând de la acest marș al bicicliștilor, discuții de care cu siguranță avem nevoie. Poate că aceiași parlamentari care au votat pentru sine campanie electorală la televiziune pe gratis vor vota. Poate și vor vota și câte o bicicletă gratis și câte o suliță gratis și vor fi mobilizați să arunce sulița și să meargă cu bicicleta, nu? Mă îndoiesc. Cred că ar prefera să aibă mititei și bere pe gratis. Cât pentru... un faeton, mai bine. Da, cu o bicicletă mititei și bere pe gratis pentru alegătorii lor. Cred că asta și-ar dori. Andrei, îți mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes mâine cu acest marș. Doamnelor și domnilor, și noi vă invităm să participați mâine la Marșul Bicicliștilor, să cereți în continuare administrației locale să vă ofere acel drept de a circula cu bicicleta prin oraș, să aveți acel drept de a circula pe o pistă care să ofere și siguranță în oraș. Iată, sunt câteva lucruri și pot fi cerute multe alte lucruri, doar că ele trebuie cerute în stradă, pentru că altfel nu se poate. Iată, un astfel de marș al bicicliștilor, care există de câțiva ani de zile, poate să vă ofere această șansă să primiți ceea ce vă doriți, ceea ce ați solicitat, așa cum ați văzut, sau și făcut anumite lucruri. Eu vă spun toate cele bune până data viitoare și ne vom vedea începând de săptămâna viitoare în campanie electorală, când aici, în studioul Vest TV, vor veni politicieni și cu siguranță că vom discuta și despre pistele de biciclete cu ei. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!